Salut, sunt Ștefter și azi vom juca un nou episod din FIFA Ultimate Team. Și când am mai postat de mult, am făcut și echipa mai bună și tot. Doar că aveam mici probleme cu conexiunea la internet. De fiecare dată când dădeam să filmez, se întrerupea. Ok, la echipă avem pe Ter Stegen în poartă, în stânga Shaw, Rojo, Mascherano, Carvajal, Rakitic, Totti, Podolski, Laveții, Torres și Turme. Ok, l-am pe Sharaway ca rezerva lui Laveții și pe Kirikie și mă de Rojo. Și Sergi Roberto, dar e cine da. Ok, o să jucăm un match online. În mod cu divizie. Fuck, e Carvajal accidentat. Ok. Ok, așa. A, da, și trebuie să pun și la rezervă. Am echipa... E bună, doar că nu prea am rezerve. Și nici bani. Mi se pare că am 100, nu știu, până în 300 de coins. Ok. Da, avem și iconul de la Barcelona. Aveam echipamentul de away la Barcelona și la home-ul nostru avem echipamentul la Real Madrid de away. Și un căutat al Barcelona. Nu prea are echipă bună. E ok, dar nu e excelentă. Ok. In 5-4, if that last game's got anything to go by, they showed themselves really in a terrific light to win. Can they do the same again? Well, you'd fancy them too. I'm sure the manager wouldn't have had too much to say. In between these two matches, full of confidence. Lui se pare că tipul nu prea vrea să dea skip. Ok, dar poate da și soare skip, e pana mea, ok. Da, vreau să zic că nu joc extraordinar, deci, da. Da, fuck. Bă, dar ce m-a oprit ăla, mă. What the fuck, ce s-a dat ăla. Oh. Și prima fază a meciului, mare adversar. Da, îți pare că tu nu prea vrea să dea skip. Am văzut și acum. A lăsat reluarea, deși n-a fost un shot extraordinar de frumos. Ok, nu știu ce Mascherano s-a dus în atac la final. Moving forward with some danger to the opposition now they're here.
fapt, bă, chiar a dat-o. Pasă ok, dar văd cu finalizarea, nu pe lea. Duce bine. Nu le duc bine la niciun capitan. Nu le duc, nu o duc bine. Bă, da. Da. Și pe lângă. Caligiuri. Jose Enrique. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. Bă, dar era singur că se duce pe acolo. Băi, și doamne. Greșeala aia putea să mă cueste, mă. Oh. Oh fuck, deja un pic de ce întrezi. Da. Bă, ești doar am pusat pas, mă. Nu știu, mi se pare că nu prea am oameni în atac. Bă, da, cam murat acolo. Ok, dar nu știu de ce, dar mi-am schimbat complet alt om, ce căcat. Da. Eu eram cu Shaw, mi se pare că era ăla. Și vrea să fiu cu Rock. Da, frumos dribbling, dar cam atât. Sau doar atât, nu mai știu. Doamne, du-te. Du-te, mă, măci, doamne. Chi, bravo, chi, deci. Nu, ești prima. În dreapta. Bine, mă. Perfect. Măcar acum mi-a dat un bun la centrare. Zon nu se, nu se aștepta să iau pe acolo. Da, și ăsta n-a fost foul totuși. Da. Băi, las-o, mă! Frate, deci era minge poziționată cu piciorul drept și-a dat cu stângul. Adică n-a fost mare distanță de poartă, da? Centimetri aia fac diferența între gol și ratan. Da.
Da. Oh, am avut noroc la faza asta. Dar du-te. La mea. Hai mă, hai mă, hai, aaaah! Daniel Caligiuri. Ivan Rakitic. Bă, dar uite-o leacă ce șuturi dau, mă! Deci, și-a lăsat capul în față și piciorul în spate, Doamne! Da. De ca prima repriză. Adică ce obțin din punctul meu de vedere. 1-0 putem recupera ușor. Chibonesc că tipul face schimbări. Ok, a început doar repriză din meci. Și... frumos, frumos toti. Minutul 46. S-a revanșat toti pentru șut la cealaltă echipă care l-a dat în prima repriză. Se poate spune că a văzut tot terenul. Ok, dacă asta nu e un galben, da, se putea. Frumos. Ah, dar nu cred că nu este centrarea. Ba da. Frumos, Totti dublă, minutul 51. Am avut noroc și drept la centrarea lui Torres, care nu credeam că o să dau. Ne-am cam la revanșa. Am plecat cu fundaș, nu cred că e bine. Ok, și de ce nu mi-a schimbat omul, mă? Doamne, ce ca... Da, și eu totuși, dacă am apăsat pas din prima, ar fi putut să dea o pasă din prima. Șterșe că iese și apără. Minunat, minunat, am spus. Frumos, un crash toti. Da, și cam atât. Am fost greșeală când m-am întors acolo. Da, și făcut băiețașul. Îmi cam plac pasele pe sus. E de reținut. Da, pula mea e tot. Good progress with this attack. But that doesn't look good at all, does it? I don't know whether he'll be able to continue. A muscle tear maybe. Chiar am crezut pentru un moment că e foul. Băi, băi, lasă-l pula. We might get an update on that injury now from our man Jeff Shrews. Jeff. Yep, the problem is his hamstring. Băi, și Podolski, da, cred că era pe centru acel șut. Eu stau pasă pe sus. Și am greșit. Da, e turbe, puteai să o dai în cealaltă parte. Spun și eu. Băi, dar
așa pe Rakitic, zice, obosit, adică ăla mergea și îl trecea. Pont. Da, da, deci incredibil încă un penalti Mascherano. N-am văzut cartonașul, dar în fine. Ok, probabil o va bate pe centru. Era, băi, deci a ratat băiețașul două penaltiuri. Ăsta da meci. Ăsta da meci. Tot a făcut o meci, chiar dacă mai este și el de posedat în noi. Ok, faci de cut. Frumos, dăm o centrare, bun, nu. Așa. Turbe e accidentat. Dau scap mingea. Frumos, Rakitic. Nu știu, am 64. O, meciul e ca și câștigat, adică până la urmă, tipul a ratat două penaltiuri, șanse foarte mari de gol. Și... oare îl câștigăm prin abandon? Nu cred. Cred că facem și schimbare, ar fi bine să facem și noi. Băgăm pe Luer în locul lui Torres. Ok, e ok. Fă toate schimbările, băiețașul. Adică eu nu prea am jucător bun care schimb. Și, da. În primul, în al doilea rând, nu prea schimb dacă nu e un match mare, de exemplu, decisiv, dacă câștig sau pierd campionatul. Pentru că atunci o să fac gen, știți că... un anumit player l-ai pe contract, deci după aia trebuie să reanuiești contractul, ei trebuie să mai plătești și contractele alea. În fine, și ar fi că doi playeri de-ai mei au pierdut un contract pe același meci, pe același pe același post, și ar fi ceva genul doi într-o lovitură și Marco ăsta. Și sper, de asta joc cu jucătorul până la finalul meciului. Titulari. Dacă fac schimbări, fac de astea gen Torres cu Luer, cum ați văzut înainte, adică jucători mai varză, care nu mă interesează contractele la ei. Deja mă pregăteam să dau o farfecă. Mascherano cu un șut și gol! Frumos! Băi, se vede măcare de la Barça, adică Mascherano. Tot nu e de la bar. Și Mascherano și cu Rakitic. Nu știu, sincer, strâng pentru un mijlocaș bun. Și nu știu, nu știu niciunul, adică nu că nu știu, știu dar sunt scump. Frumos golul. Și a fost dat un silver player. Da. Oh, trebuia să cad un pic. Da, și toate i s-a cam dus farmecon. Bă, cred că vom primi un roșu, sau nu, galben. Ok. În 87, 3 la 2, nu, 4? A, vreau să spun că stau cu morcovul, dar nu prea am de ce la 4 la 2. Bă, adică nu că m-a ghicit, era simplu să dai seama pe acolo voi lua.
Pe acolo voi merge. Totti. Ok, s-a accentat ăla. Nu ne supărăm, dă-l și turbe un gol, Totti. Finan Torres nu are niciun gol. Și nici la Veții. Da, dar de la Laveți au plecat faze. Băi, dacă aia n-a fost, adică mi s-a părut foarte tare intrarea. Frumos, bine. Frumos, am și iar acest meci 4-2 scor final. Da, am scris Iturbe, Rakitic, Tore, nu. Stați, Totti de două ori, Rakitic o dată, Mascherano o dată și Iturbe. Ok, coins, da, 725.000 mult, absolut. Și am unde direct mai avem și boost-ul ăla de 200. Da, slăbuți. Dar e o victorie. Da, am spus 4-2, 5-2 muscat. Ok, ne vedem la următorul meci în FIFA Ultimate Team. Până atunci mai facem transferuri, mai facem. Da. Pa, pa!